Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Far Cry 5. Ultima oară când ne-am întâlnit oameni bune, bine, am făcut ceva misiuni pe aici și am fost capturați iarăși. Și acum ne-am întors prin zona asta pentru că am zis hai să-mi cumpăr și arme, pe când m-ați bătut la cap cu chestia asta cu armele de ceva timp. Și am zis ok, hai să iau un AKM așa cum am spus voi. Avem și un sniper aici în caz de orice. Și am schimbat și pistolul și am pus dita mai luneta pe pistol. Acum cine știe cum merge treaba. Și aparent avem și un quest de story pe aici pe care l-am putea face. Ia zi ce zice gagiul ăsta. I'm just glad to see it out of the cult's hands. Ia zi, boss. Wolves to cause hell. Aha. And they've been shipping those crazy wolves all the way to the old lumber mill. Oh. Keep an eye on prisoners. Aha. Now we had a bear here named Cheeseburger. Bit of a local celebrity actually. Had a soft spot for Chad's barbecue. But he got the diabetes. Oh, săracu. On a liquid salmon diet. Anyway, cult tried to take him, so I set him free. Last I heard, he was causing all sorts of mayhem. Someone should go find him, make sure he's all right. Grab some salmon from the pond ahead of time, though. Then feed Cheeseburger that salmon, and he'll be eating out of the palm of your hand. Ah, okay. Deci trebuie să mă duc să-mi iau niște somonă. Ok. Let's go, boys! Oh, fuck. Nu-mi place că nu pornește direct să-și întoarcă roata când îi cer eu. În obișnuință de la GTA și la alte jocuri, ți-a apăsat într-o direcție când sunt în animația de intrare în mașină, dar în jocul ăsta nu-ți ia direct opțiunea aia. Ceea ce mi se pare puțin ridicol, dar hai să zicem. Ah, oh, că dacă pistolul ăsta e mai bun, l-a luat cu skin sau ce era. Ok. Ok, bitches, bravo, bună treabă. Hai că le-ați dat-o voi mai bine decât am stat eu să țintesc pe acolo. Ia să vedem, ce treaba cu Cheeseburger aici. Deci așa am zis de foarte mult timp că luăm pe Cheeseburger. Oh, l-a nimerit până la urmă. Ia zi-mi ce avea asta aici. Ho, bă, ho, ho, ho. Avea ceva folositor? Să nu mor, Dumnezeule. Meh. Meh. Oh, uite, mașini și avioane putem lua de aici. Cine ar fi crezut? Așa. Scoate și noi arma asta adevărată de aici. What the fuck? S-a auzit așa un pornit de motor, dar s-a terminat cumva. Ia să vedem, mă, cu pescuitul ăsta ce putem face noi aici. Trebuie să pescuim un somon, oameni buni, așa că sper că aveți răbdare pentru că o să intrăm în modul Fishing Simulator. Așa. Te văd încolo că face ceva. Haide. Cineva vânează pe acolo sau mi se pare mie? Haide! Haide încoace! Haide încoace! Oh, vino încoace, somon mic ce ești! Hai, 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 că știu că ești aici! Hai, 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 hai! Boomer, nu te atinge de peștele meu! Oh, și-l nașpa, încerc să-l trag de aici, dar nu pot. Vino, mă, dracule! Nu știu ce direcție vrea să meargă! Ha, 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 ha! Ha, 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 trage puțin! Aia zic, mă! Oh, ce somon frumos! E destul de grăsuț, though. Ok, și acum ce trebuie să fac somonul ăsta? Oh, unde e aia? One perk available. Mă, câte puncte de perk am? 4. Cred că o să păstesc pentru cheeseburger dacă e să-i bag. Ok, 700 de metri încolo, deci va trebui să... Easy.
Bă, voiam să iau o altă mașină, dar fie. Aud un șarpe. Wow, what the fuck? Jesus, fuck! Fere! Gata, mă, taci. O, da, chiar crede că o să mă prindă sau ceva. Hai că n-avem treabă. O să-l prindă noi acum pe cheeseburger, pe băiatul nostru. Să ne dacă o să funcționeze treaba asta. O, stai așa. Bă, stai bă cu oamenii, unde pleci? Gata, mă, sunteți liberi. Parcă mai aveam ceva quest totuși. Da, da, aveam quest de eliberat oameni. Hai că e perfect, mai facem și quest-ul ăsta așa. N-avem niciun stres, băieți, e bine. Ce am izbit? Oh, shit, erau ceva bune acolo. Văd că pe aici e... Shit, dă-i cu space! Oh, fuck! Mi-a stricat motorul. E numai vina ta. Scuză-mă puțin. Pe bune, a stricat mașina, mă! Are you for real? Ok. Easy. Îmi place cum merge ăsta așa. Ia-o pe aia. Easy. Ăla e un bizon. Ăla e un bizon supărat. Gata, nu mai e supărat. Mă, și mici nu tragea ca e ăsta. Bison skin bait. Ok, aici trebuie să mergem acum. Wow! Aia e de-a mea, aia e de-a mea. Gata, mă. Aoleu, trebuie să traversăm apa pe aici. Ok, traversăm. Hop! Jesus, cum arată apa asta. Bă, sincer, a făcut o treabă mai bună cu apa în Assassin's Creed Origins decât în jocul ăsta. Mă refer la partea de sub apă, cum se vede și cum se simte. Bine, ăla e total alt joc, pe total alt engine. E chiar aceeași mâncare de pește dacă să o iau așa. Doar ca fapt divers, zic și eu așa. Ia să vedem. Hai mă, cheeseburger, trăiți-ar familie, unde ești? Cum mă chemi un urs? Sip mor, 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 și aia e. Că nu-mi dau seama exact. Fine cheeseburger. L-a găsit pe ăla, dău. Nice, mamă ce mișto de ăsta. Și unde e cheeseburger? Nu e aici, a? So... No? Bă, că a făcut ravagii pe aici. Ursule! Ah, ok. Deci doar trebuie să mă apropii de el. Hai, ursule mic! Ia dacilea! Aaa, cine e ursul meu tembel? Ce diabetic! Aaa! Ce-i place mă ăla nătărău? Aaa! Super! Bă, cine? Bă, băieți, bă! Ce secure, bă, pleacă de aici! Voi chiar credeți că-mi luați ursul, mă? Da, că la nu-i mort. Stai așa. Ok, dă-mi la asta e mai practică. Mamă, ce muzică îmi bagă, frate, mă jur. Do not let that bear get
Băi, n-are ce să-mi facă! Mi-a dus asta o armă aici, ce drăguț! Mamă, cum dă! Cum dă ăsta-l bobiță, mă! Oh, shit! Mamă, one shot aproape la drăcia aia! Gata, mă! Aha! Săracu. Îmi place că e atât de americană și misiunea asta, știi? Urși, grizzly, diabet. Ce mai poate fi altceva? Oh, shit. Oh, e Eli care vorbește. Aia-s chosen-ii, nu? Da, aia-s chosen-ii. Era o mașină cu ceva chestie venită? Nu. Ok, poate putem pleca și noi de aici fără să nu ne-o luăm în gură. Ce asta? Rifle Mastery, low damage, așa, is faster, ok, asta e bună. Ok, am văzut aia direct de bună. Free people, war on drug, grizzlies, rich south aerial track. Sau unde ar trebui să fie? South aerial e... Aici? Nu prea pare a fi south aerial, mă dud. Dar aici văd ceva de helipad, așa că o să mă duc aici travel. O să luăm helipadul până acolo. Am văzut munte și mi-am gândit imediat, bă, avion îmi trebuie aici, n-am ce să-i fac altceva. Bă, măcar am luat pe cheeseburger în sfârșit după atâta timp, de tot ziceam că tot mergem să luăm, dar n-am făcut nieca. De acum l-am luat. Ok, helicopter, bine, mi-am spart toți banii pe arme, ceea ce e drept, aia e. Așa că dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu armele mele, ăla e răspunsul. Pați vine chosen-ii aia lui Jacob acum că îi dau de lăsare. Acum depinde să nu mă trezesc chiar și cu o săgeată de aia random și să... Și ar fi hilar să fiu iarăși capturat. Ceea ce ar fi puțin cam imposibil, că am fost capturat de două ori. Dar să se întâmple iarăși o chestie de aia, gen să fiu într-un avion și să te duci cu o săgeată de aia și să cazi și să mori în ce ești în cinematic și să rămâi mort, like, forever. Cât de cretin ar fi asta. Bă, îmi place că am trecut fix pe lângă aia, nu m-a băgat nicio seamă. A zis, aia, uite și pe ăsta trece pe aici. Oh, aproape văzusem bara aia de jos, s-a umplut. No bueno. O să... Au. A mers. Northeast. Nah, e ok. Mă descurc, am un elicopter, e mai ok decât un wingsuit. Adică, pe bune acum. Misiunea asta e făcută pentru elicopter, adică e mult prea easy. Wow, ce e acolo? Pare a fi un fort pe care aș vrea să vin să-l eliberez curând. E, pe care probabil va trebui să vin să-l eliberez curând, ținând cont că iar o să rămân fără... Asta. What the fuck, de ce el ai prins în aer? Asta... Berlocul ăsta sau ce fie el. Ornamentul ăsta dubios. Bă, ce de... Jocul arată foarte bine ca și peisaje și drăcii de genul ăsta. Bine, se observă clar unde e zona unde poți să stai și observă zona unde nu poți să stai. Ok, o să ne coborâm și aici. Probabil din nou dacă o să încep să trag ca prost o să meargă. Easy. All right, that did it. Give me a second. Așa? Okay. Third jammer's on a truck. South. It's on the road south of you. You might have time to set up an ambush if you hurry. N-am treabă, mă, le arăt eu ambush acușă la ea. Bă, ce am spune că o să-mi pierd câinele și pante... Auci! Pe bune?
Au, ce stai mă, drut? Și să mă asigur că vin după mine. Set up an ambush, te rog, frate. Am să-i detonez. Mă, dacă vine ăștia odată. Bine, cea mai bună ambush e să pun un C4 pe jos și aia e. Dar nu-i nevoie de atâta. Am ajuns. A, uite că vin. Dar mă duc pe el. O fac, o pac-o. Cât de easy a fost! Da, nu e așa. Nu sună rău. Nu sună rău. Cea mai ușoară misiune de până acum. Serios, asta a fost cea mai ușoară. Pac, 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 aia a fost. 900 RP de ăla. Ok, mai văd să-mi iau un simbol de... uite-te la quest-ul ăla, băiatul meu, stai așa. Misiune de story fix în față, stai că e bine, stai că e bine. E mai mult decât bine, e perfect, de fapt, dacă stau să mă gândesc așa. Ia să vedem noi ce avem aici. Oh, iartă-ți mă când găozul ăsta. Fine. De ce nu prea place că te obligă să... oh, never mind. Oh, merge așa. Aha. Ups, sorry. Am vrut doar să verific ceva, dar apare nu. No. Nu, nu am. Nu e așa? Hei, salut! Oh. Nu știu. Shazi. I'm sure you'd come back, but I guess you're full of surprises. This squealer here ran security up at the chalet. Lucky for us, he wasn't that good at his job. Asha. And wound up in my kiddie pool. Ew. Seems the place is being Saracu. Used as a training ground for the Chosen. If you've seen him in action, you know how ruthless they are. Ăștia, mă? Ce ușori. For target practice. Live bodies. Așa și. Gets their first kill jitters out of the way. These motherfuckers don't value any life that ain't in their cult. And they need to be put down like the dogs they are. Correct, correct. So you're gonna head up to that chalet. You're gonna kill every chosen you see. Sună bine. You're gonna rig that building with explosives. Asta e mai așa. We're gonna watch that whole fucking place turn into a smoldering heap of ash. Da! Sound good to you? Mhm. Sună ca un plan foarte, foarte bine gândit și pus la punct. E sigur că tu l-ai făcut? Nu! Nu, nu putem, preocupat, merg. Unde era ieșirea de aici? Ok, știi ce? Fuck it. E mai ușor așa. Mult mai ușor așa decât să stau să caut ieșirea aia, cretină. Am să pune ieșirea undeva unde nimeni poate ajunge. Bam, bam. Ceva în genul ăsta? Penis, stai că am nevoie de aia. Helicopter. O să pun pe cheeseburger în grup cu mine, dar nu acum, momentan. Momentan am nevoie de el. Probabil o să pun pe el și să mai văd pe cine altcineva. Hop, așa. Dacă trebuie doar să omor chestii cam helicopterul, s-ar trebui să fie exact ceea ce am nevoie. Adică ar trebui să facă față la tot ce pe acolo. Deci, cred că o să mă descurc bine acum cu asta. Wow. Fost lovit de ceva? De ce au mo... din nou? What? Când? Când s-a întâmplat asta? Oh, you must be hungry. Ăla-i căcat acolo? Yeah.
And you know it takes 10 days for civilization to collapse. De ce mi-ai taie gâtul? Yeah. You take away a man's basic needs and he will revert to his primordial instincts in just 10 days. That's a difficult thing to understand unless you've lived it. Taie gâtul! You know, I was in Iraq during the first Gulf War. 82nd Airborne All-Americans, hoorah! One night there was an ambush. And me and this guy named Miller got separated from the unit. No oh my god. No radio. No, no, close to the base. Nearest base, 200 clicks to the south, so we just started walking. E prea fata, though. Well, by the third day I knew we were lost. Day six, ran out of water. You know what that's like, don't you? Difficult to swallow. Ești într-o pădure. On the seventh day, Miller's legs started going all wonky. Did you know your brain starts to eat your muscles in order to survive? That's why you're so goddamn skinny. Sunt ok. And by the eighth day, the wolves were closing in. And I looked at Miller and I could tell we were as good as dead. And I accepted that. And in that acceptance, clarity. Opa. You see, I wasn't just looking at Miller. I was looking at an opportunity. Oh. It wasn't something I wanted. It was something that I had to do. It was my test. Și cred că l-am împins la dat lupilor. You see, Miller's sacrifice. Oh, nu iar aia. It wasn't about me walking out of that desert. It was about bringing me here. We have their purpose. You understand? Oh, iarăși. Abia scăpasem. Frate, omul ăsta m-a prins de 3 ori. Nu ar fi fost mai simplu dacă mă omora? Asta e ceva ce n-am să înțeleg în jocurile astea. În special în toate Far Cry-urile. Bă, vere. Te omoară, adică te prinde unul. De ce dracu nu te omoară din prima? Măcar să nu te mai prindă, știi? Salvează-te de toată prostia și gen kill them already. Bine, nu prea ajută cu shotgun, dar să zicem. Ok. This fucking place again. Mamă, dar chiar că încarc mai repede, îmi place. Oh, acum au început să apară și sus. Good. Call the herd. Da, mă, da! Ce ziceți voi? Well done. Mersi. Așa că sunt foarte bun la treaba asta. Oh, shit! Oh, am uitat că se extinde. Că și tura trecută s-a extins drăcia asta. Hei, lupul! What the? Iarăși. Perfect. Iarăși. Ăla era un fel de Slenderman. Bă, eu nu mai înțeleg nimica. Deci ăsta mă prinde, îmi dă drumul, iar mă prinde, iar îmi dă drumul. Ce vrea el să facă? Ce fel de teste psihologice vrea ăsta să încerce pe mine? Da? Oh, uite-l. Only you. Hey, what about me? What about me? You aren't strong enough. You have to get out of here before it starts again. Follow me.
Băiatule, dar tu aveai șansa perfectă de a-l omorâ pe Jacob acolo, țac, gâtul tăiat, murai tu, nu conta nimic, dar măcar era gata. Stau să moară. He gonna fucking die. He knows you're ready to do it. Look. Trials. See? The fuck? He's got it all planned out. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Then he's got you. It becomes second nature routine. He gets in your head. And you don't even realize it. What the f... You can't ever go back. You understand? Nu înțeleg ce zici! You can't ever go back! Unde? The truck. The truck's gotta be there. Gotta get on the truck. It's almost done. I've studied the route for weeks. Așa? It's the only way out. You'll be safe if you don't... Uh-oh. No, 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 not yet. Not yet! Oh, fuck. Fuck. No! Uh-oh. No! No! Sorry. Oh, și cumva aici nu mă mai afectează treaba asta? Alo? Sunt viu? Ah, never mind. Aparent, lucrurile nu sunt chiar atât de ok. Oh, shit. A fost aruncat. A fost adus în pădure. Cumva astea sunt traiurile alea. What the... Am căzut fix pe mașină! Nu cred așa ceva. Deci eu nu te cred. Yeah. I don't know where you've gone and disappeared to, but shit, we really kicked the hornet's nest. I know you're probably out there trying to get your friend Pratt back, but us whitetails could still use a hand. Anyways, you know where to find us. Uh-huh. Talk soon. Yeah. Ce dracu s-a întâmplat că nu vreau, nu înțeleg nimica. Pa, mașinuță. Hey, Depp. Ah. Not sure where you've been, but you should head on over to the crossroads where the grill streak used to be. Ce e acolo? They've got something up on the screen there you've got to see. Oh. Nice. Gata, mă, stai așa să-i elberești oamenii aia. Îmi place cum el a căzut așa lejer din mașină. Hey, boys. Hey, stai liber. Ce țipă? Ok. Acum să sperăm că nu ne mai ia cine știe ce altă chestie instant și ne apucă criza. Cred că de fapt el, a, dacă m-a spus și el, ne-a preluat controlul minții sau ceva, când auzim muzica aia, doar trebuie să auzim, nu trebuie să ne lovească ceva sau chestii genul ăsta. Smart! Smart. Ok, oameni buni, cam asta ar fi tot pentru partea asta din Far Cry 5. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri genul acesta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment, iar noi ne vom auzi cea mai probabil data viitoare. Pa, pa!